Bună seara, sunt Tatiana Andrieș. În această seară voi începe un nou tutorial, pentru că am avut cerințe pe canalul de YouTube a acestui cuibușor, în care eu am făcut un aranjament. Acesta eu l-am lucrat, cred că 3 ani în urmă. Am lucrat pe culoare alb, pe roz, iar în această seară voi începe acest tutorial folosind culoarea roșie. Așa cum spuneam, am avut cerințe pe canalul de YouTube, de aceea am decis să îl fac. Voi folosi firul de macrame mercerizat, sperăm că este bine mercerizat. Acesta este bumbac 100%. Această bobină cântărește, cred că 100 de grame, nu scrie exact aici cât cântărește, dar 100 de grame, circa 450 de metri și poate fi lucrat cu croșetul cuprins între 2,5 și 3. Eu voi folosi un croșet cu 2,10 mm, sper să se vadă. Și vom începe lucrarea noastră, lucrarea propriu-zisă. Am ales anume această culoare încât să puteți urmări cu atenție, să se distingă bine ceea ce lucrez și în același timp să schimb și eu culoarea. Voi aplica camera mai jos în modul în care dumneavoastră să puteți vedea ceea ce eu voi lucra. În felul acesta sper că se va vedea foarte bine. Voi face mai întâi și mai întâi un cerc magic. Ați văzut modul în care în interiorul acestui cerc magic, pentru început, îmi pare un pic cam greoi cu acest croșet, pentru început voi lucra un număr de 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, deci sunt 3. După care voi face alte 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, care vor fi ochiuri de lanț de separare. Și voi continua din nou un picioruș dublu, cinci ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Vom lucra în felul acesta 8 piciorușe duble separate de câte 5 ochiuri de lanț. Deci va fi nevoie să avem 8 piciorușe duble. Iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am lucrat cele 8 piciorușe duble. Voi închide cercul magic. Acum voi face 5 ochiuri de lanț, cele de separare, 2, 3, 4, 5 și voi închide acest rând în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, cu fir alunecat. Următorul pas pe care îl vom face, în corespondența fiecărui arc format, deci avem un total de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arcuri. Așa, noi vom lucra mai întâi un picioruș scurt, o jumătate de picioruș dublu sau picioruș dublu redus, cum vă este mai ușor. Un picioruș dublu acum. Trei piciorușe duble înalte, deci vom lua de două ori firul pe croșet, o dată, cea de-a doua oară, deci de două ori, vom face primul picioruș dublu înalt, unu, doi, cel de-al treilea, nu este chiar atât de bine
lucrat acest fir, cum mă așteptam. După care voi continua lucrând un picioruș dublu, o jumătate de picioruș dublu, un picioruș scurt. Și vom trece în următorul arc, repetând aceleași. Eu voi lucra un nou arc împreună cu dumneavoastră. Astfel mi se dă și mâna. Deci am făcut un picioruș scurt, o jumătate de picioruș dublu sau picioruș dublu redus, un picioruș dublu. Eu sper să se vadă. Acum voi face cele trei piciorușe duble înalte. 1, 2, 3, cel de-al treilea, un picioruș dublu, o jumătate de picioruș dublu sau un picioruș dublu redus. Și închidem cu un picioruș scurt, după care ne deplasăm în următorul arc. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul acestui rând, iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului, am făcut și ultimul picioruș scurt. Acum, cu piciorușe alunecate, ne vom îndrepta către cel de-al doilea picioruș dublu înalt, scuzați. Merg un pic mai greu, nu am croșetat așa micuț de ceva timp și să mi se dea mâna. Deci am ajuns aici, în corespondența celui de-al treilea picioruș dublu înalt. Din acest moment voi face 10 ochiuri de lanț. Am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aceste 10 ochiuri de lanț le voi închide cu un picioruș alunecat în cel de-al doilea picioruș dublu înalt din următorul evantai sau din următoarea petală, cum vreți să-i spuneți. Și vom continua din nou. 10 ochiuri de lanț. 1, 2 am deja făcute, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și vom închide din nou în cel de-al doilea picioruș dublu înalt cu fir alunecat. În felul acesta vom lucra până la sfârșitul rândului, iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, am făcut ultimele 10 ochiuri de lanț, pe care voi veni și le voi închide din nou cu un picioruș alunecat în corespondența celui de-al doilea picioruș dublu înalt cu care am început acest rând de lănțișoare. Deci voi face un picioruș alunecat în felul acesta. După care voi intra în corespondența primului arc cu fir alunecat din nou. Voi face 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, care vor ține locul unui picioruș dublu și voi continua lucrând alte 15 piciorușe duble. Deci vor fi în fiecare arc un număr de 16 piciorușe duble. În total avem 2, 3, 4, 5, 6,
8-4-6. Sette, nouă, zece, unsprezece, o sper să se vadă, 12. 13, 14, 15 și acum voi face ultimul, piciorușul cu numărul 16, 16. Deci sunt un total de 16 piciorușe duble. În felul acesta. După care ne deplasăm în următorul arc, luăm firul odată pe croșet și vom lucra din nou aceste 16 piciorușe duble. În felul acesta noi vom lucra până la sfârșitul acestui rând. Deci în corespondența fiecărui arc de 10 ochiuri de lanț vom lucra 16, câte 16 piciorușe duble. În felul acesta. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Odată ce am ajuns la ultima petală, să-i spunem așa, ultimul arc, am făcut cele 16 piciorușe duble. Vom intra în corespondența primului picioruș dublu din prima petală pe care am lucrat-o, deci în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș și vom face un picioruș scurt. Vom face apoi 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, după care vom sări 1, 2, 3 piciorușe duble, în cel de-al patrulea voi face din nou un picioruș scurt, 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, și din nou vom sări 1, 2, 3 piciorușe duble, în cel de-al patrulea vom face un picioruș scurt. În felul acesta vom repeta pe întreg rândul, deci 5 ochiuri de lanț, sărim 1, 2, 3 piciorușe duble, în cel de-al patrulea vom face un picioruș scurt. Astfel continuăm și ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând, am făcut ultimele 5 ochiuri de lanț, le voi închide în primul picioruș scurt pe care l-am făcut la capătul, la începutul acestui rând, de fapt. Voi închide cu un picioruș alunecat și cu picioruș alunecat mă voi îndrepta către mijlocul acestui arc. În momentul în care am ajuns în mijlocul arcului, noi vom începe din nou să lucrăm 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, pe care le vom închide cu un picioruș scurt în mijlocul arcului următor. 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5 și din nou vom închide cu picioruș scurt în mijlocul arcului următor. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul acestui rând. 5, picioruș scurt. Noi ne întâlnim la capătul rândului, după care vom continua. Am ajuns și la capătul celui de-al doilea rând. Am făcut ultimele 5 ochiuri de lanț. Le voi închide cu un picioruș scurt în primul picioruș scurt pe care l-am lucrat la începutul acestui rând. În felul acesta. Apoi cu picioruș alunecat ne vom îndrepta din nou către mijlocul primului arc
felul acesta. Iar începând de aici, vom începe 6 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea. Apoi vom închide cu piciorul scurt în următorul arc, 6 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, din nou un piciorul scurt în mijlocul următorului arc. În felul acesta vom lucra două rânduri. Eu, când voi ajunge aici la capătul primului rând, voi intra din nou și vă voi arăta, însă să știți că două rânduri de câte 6 ochiuri de lanț trebuie să lucrăm. Am ajuns și la capătul acestui rând, am făcut ultimele 6 ochiuri de lanț, voi închide cu un picioruș scurt. Exact în locul unde am început cele 6 ochiuri de lanț din rândul anterior. Voi face acum piciorușe alunecate până în mijlocul arcului format din cele 6 ochiuri de lanț și începând de aici vom lucra din nou 6 ochiuri de lanț 1, 2, 3, 4, 5, 6 și vom închide cu piciorul scurt în mijlocul arcului următor. Astfel vom lucra și acest rând 3, 4, 5, 6, piciorul scurt și vom continua pe întreg parcursul rândului în felul acesta. Am ajuns și la capătul acestui al doilea rând format din arcuri de câte 6 ochiuri de lanț. Voi închide din nou cu un picioruș scurt în corespondența primului picioruș scurt pe care l-am făcut la începutul acestui rând. Începând din acest moment, în corespondența acestui arc, deci voi intra cu fir alunecat și voi face 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, care vor ține locul unui picioruș dublu și voi continua lucrând alte 9 piciorușe duble. Deci vom avea un total de 10 piciorușe duble. Avem 3. Eu sper că se vede. 4, 5, 6, 7, 8, 9 și cel de-al 10-lea. După care, în mijlocul arcului următor, vom face un picioruș scurt. Luăm firul pe croșet și ne îndreptăm către următorul arc, în care vom face din nou 10 piciorușe duble. Voi face din nou o dată pentru dumneavoastră. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cel de-al 10-lea, picioruș dublu. Iar în arcul următor vom închide cu un picioruș scurt. În felul acesta vom continua pe întreg parcursul rândului, iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Deci nu uitați, în corespondența unui arc vom lucra 10 piciorușe duble, în următorul vom închide cu un picioruș scurt. 10 piciorușe duble, un picioruș scurt.
Ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând. După cum vedeți, am lucrat corect. Am aici ultimul arc format din cele 6 ochiuri de lanț, unde trebuie să fac piciorușul scurt. În acest moment, ce voi face pentru a închide rândul? Voi intra în interiorul arcului, voi ține firul pe croșet, voi intra în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș de la începutul rândului și voi închide împreună toate aceste piciorușe. Acum voi face 1, 2, 3 piciorușe, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Apoi voi continua 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Și voi intra între cel de-al cincilea și cel de-al șaselea picioruș dublu din acest rând și voi face un picioruș scurt. Deci am 2, 4 aici în mijloc, voi intra, voi face un picioruș scurt. Din nou 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5. Firul pe croșet, în corespondența piciorușului scurt dintre aceste evantaie, voi face un picioruș dublu. Din nou, 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, le voi închide cu piciorul scurt în mijlocul evantaiului. 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, firul pe croșet, picioruș dublu în corespondența piciorușului scurt din rândul anterior și în felul acesta vom continua pe întreg parcursul rândului. Ceea ce vom obține va fi aceasta. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând. Am făcut ultimele 5 ochiuri de lanț. Dacă vă amintiți, aici am plecat cu 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, apoi am continuat cu cele 5. Noi vom închide rândul în cel de-al treilea ochi de lanț cu fir alunecat, după care încet ne vom deplasa către mijlocul arcului cu piciorul alunecat. În momentul în care am ajuns aici, vom face 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, un picioruș scurt în următorul ochi de lanț, în următorul arc, scuzați, 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, piciorul scurt în următorul arc, sunt și obosită de acum, este foarte târziu la mine, eu am început să filmez după ce am terminat orele de lucru, și în felul acesta, deci, vom continua acest rând. 3, 4, 5, piciorul scurt, continuăm singure, ne vom întâlni la capătul rândului. Încet, încet începe să prindă contur cuibușorul nostru. Am ajuns la capătul rândului. Am făcut ultimele 5 ochiuri de lanț, le voi închide în corespondența ultimului picioruș alunecat pe care l-am făcut la începutul acestui rând. Voi închide cu piciorul alunecat. Iar pentru
Această seară eu mă voi opri aici, pentru că este târziu, sunt foarte obosită și nu aș vrea ca în continuare să lucrez și să greșesc ceea ce lucrăm. Voi încărca mâine această parte, între timp voi pregăti și partea a doua și astfel că sâmbătă și duminică veți avea cele două părți ale tutorialului. Eu vă mulțumesc. Dacă v-a plăcut ceea ce am lucrat până acum, vă rog să dați un like, să lăsați un comentariu. Sper că acum s-a văzut mult mai bine ceea ce am lucrat, fiind și mult mai aproape camera. Dacă din întâmplare vedeți unul dintre tutorialele mele și vă place modul în care lucrez, vă rog să vă înscrieți pe canal și, așa cum spun întotdeauna, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră și vă doresc o noapte liniștită, somn ușor. Sunt Tatiana Andrieș, ne întâlnim cu partea a doua.